Moldova este pe locul 5 în lume la capitolul divorțului. Potrivit anuarului demografic al Organizației Națiunilor Unite, în țara noastră sunt înregistrate 3,1 divorțuri la 1000 de locuitori. Autorii studiului constată că durata medie a unei căsnicii până la separare este de 11 ani. Potrivit raportului ONU, cele mai multe divorțuri sunt înregistrate în Federația Rusă, unde rata este de 4,5 cazuri la 1000 de locuitori. Urmează Belarus cu o rată de 4,1, Letonia cu 4 și Lituania cu 3,2 divorțuri la 1000 de locuitori. La polul opus este Malta, unde anul trecut au fost înregistrate 0,1 cazuri la 1000 de locuitori. Sociologii spun că principalele cauze ale ratei înalte a divorțurilor sunt migrația, căsătoriile neplanificate la vârste fragede, dar și problemele economice. În momentul când începi să locuiești împreună, apar în familie probleme de ordin casnic, probleme de ordin financiar, probleme ce țin de educația copilului și lipsa dintre comunicare poate să ducă iminent la o relație, o rupere a relației. O altă cauză ar putea să fie dependența de alcool. O altă cauză ar putea să fie și intervenția inspirată în ghilimele a părinților.